Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut oprirea imediată a luptelor din Ucraina. El a postat un mesaj pe Twitter în care scrie, citez, peste 3 milioane de refugiați ucraineni și-au părăsit țara. Poporul Ucrainei are nevoie disperată de pace și oamenii din întreaga lume cer pacea, citat încheiat. Anterior, ONU a declarat că dacă acțiunile militare din țara vecină se vor prelungi timp de un an, aproape 90% dintre ucraineni se vor confrunta cu o sărăcie și vulnerabilitate economică extremă. În Ucraina a început să lucreze o echipă de anchetatori a Curții Internaționale de Justiție de la Haga, care a inițiat colectarea de date despre presupusele crime de război. De asemenea, la Kiev a sosit procurorul general al tribunalului Karim Khan. El s-a întâlnit deja cu o serie de oficiali din țară, inclusiv cu președintele Volodymyr Zelensky. Potrivit unui mesaj postat pe site-ul Curții, Karim Khan a trimis o cerere oficială autorităților ruse de a se întâlni cu reprezentanții instituțiilor competente și de a discuta situația din Ucraina. Khan a spus că activitatea procuraturii cu privire la situația din Ucraina se va desfășura în conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului roman. Anchetatorii internaționali își vor desfășura activitatea în mod independent, imparțial și cu bună credință. Vreau să conlucrez cu toate părțile conflictuale, a spus procurorul general al Curții Internaționale de Justiție. Miercuri 16 martie, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a adresat Congresului Statelor Unite ale Americii. Reamintindu-le parlamentarilor americani de Pearl Harbor, Zelensky a cerut din nou Washingtonului să închidă cerul deasupra Ucrainei sau să transfere sistemele de rachete antiaeriene S-300 sau alte sisteme de apărare aeriană la Kiev, relatează RBK Ucraina. Cu toate acestea, Casa Albă a declarat încă o dată că SUA și NATO nu vor stabili o zonă de excludere a zborurilor deasupra Ucrainei, deoarece nu vor să se implice într-un al treilea război mondial. Așa cum am mai spus, închiderea spațiului aerian va obliga SUA și NATO să doboare aeronave rusești, dar noi nu suntem interesați să ne apropiem de un al treilea război mondial, a declarat miercuri la un briefing secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki. În ceea ce privește sistemele de apărare aeriană, așa cum a spus președintele Joe Biden în timpul unui discurs la Casa Albă, Statele Unite vor furniza Ucrainei unele cu rază lungă și muniție. Biden a anunțat de asemenea un ajutor suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina. Miercuri la Mariupol, o rachetă a lovit clădirea teatrului dramatic din oraș. Acest lucru demonstrează fotografiile și secvențele video apărute pe rețelele de socializare. Ministerul Ucrainean de Extern a emis o declarație conform căreia sute de civili ar putea fi sub dărâmături, deoarece clădirea teatrului a servit drept refugiu pentru mulți locuitori din Mariupol. În acest sens, instituția a cerut comunității internaționale să crească presiunea sancțiunilor față de Rusia. Ministerul Apărării de la Moscova a negat acuzațiile părții ucrainene, spunând că aviația rusă, în după-amiaza zilei de 16 martie, nu a îndeplinit nicio sarcină legată de țintele terestre din orașul Mariupol. Instituția declară că, potrivit datelor fiabile disponibile, clădirea teatrului Mariupol ar fi putut fi aruncată în aer de militanții batalionului ucrainean Azov. Ulterior a devenit cunoscut faptul că adepostul antibombă al teatrului a rezistat loviturii. Într-o postare pe Facebook, ombudsmanul Ludmila Denisova a comunicat că lucrările de deblocare a subsolului continuă, de unde ies adulți și copii în viață. Potrivit acesteia, încă nu există informații despre morți sau răniți. Autoritățile orașului Mariupol cer un coridor umanitar și posibilitatea de a evacua locuitorii. Într-un interviu acordat pentru Forbes, viceprimarul orașului, Sergei Orlov, a spus că localitatea este distrusă în proporție de 80-90%, infrastructura este aproape nefuncțională, iar locuitorii, care la momentul asediului constituiau aproximativ 400.000 de oameni, nu au acces la apă potabilă. Potrivit ministrului pentru reintegrarea Ucrainei, Irina Vereșciuc, joi 7
17 martie s-a convenit deschiderea a 9 coridoare umanitare, inclusiv de la Mariupol la Zaporojie. Ministerul rus al apărării a raportat că miercuri seara rachetele de înaltă precizie au lansat un atac aerian asupra unui arsenal militar din satul Sarny din regiunea Rivne, distrugând depozitele cu rachete și muniție, inclusiv pe cele pentru sistemul de rachete Tochka-U, relatează RIA Novosti. La 14 martie, în timpul bombardării Donețcului cu acest sistem de rachete, 20 de persoane au fost ucise, iar 37 au fost rănite. Statul major al forțelor armate ale Ucrainei a comunicat într-o postare pe pagina sa de Facebook noi informații despre pierderile totale ale trupelor ruse în timpul operațiunii militare. Potrivit instituției, între 24 februarie și 17 martie, armata rusă a pierdut în jur de 14.000 de militari, 444 de tancuri, 1.435 de vehicule blindate de luptă, 86 de avioane, 108 elicoptere. În mesaj se spune că din cauza intensității ridicate a luptelor, numărarea este dificilă. La rândul lor, serviciile de informații americane aduc alte presupuse date despre pierderile rusești. Potrivit The New York Times, care citează sursele sale, peste 7.000 de militari ruși au murit în 20 de zile de lupte în Ucraina. Alți de la 14.000 până la 21.000 au fost răniți. În total, potrivit publicației, din partea Rusiei sunt implicați în lupte peste 150 de militari. Autoritățile ruse nu își declară oficial pierderile. Președintele Ucrainei, la începutul acestei săptămâni, a anunțat despre decesul a 1.300 de soldați ucraineni.